La o vârstă fragedă și-au pierdut ambii părinți în cumplitul accident rutier de la Orășeni de Al, unde un bolit s-a izbit violent în mașina în care se aflau soții Huțanu. Șoferul care a provocat accidentul a suferit câteva traumatisme și a fost abilizat de medici. În schimb, Mirela și Ștefan au murit sub ochii cadrelor medicale. Ieri, 9 iunie 2015, soții Huțanu au fost înmormântați. Sute de oameni au venit să-i conducă pe ultimul drum, cu excepția micuților care au fost feriți de durerea de a-și vedea părinții în sicriu. Acum, când mami și tati nu mai sunt, micuții, unul de 2 ani și celălalt de 8 luni, nu vor rămâne orfani. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au precizat că micuții vor rămâne în grija bunicilor. Mai mult decât atât, părinții răposaților fac demersurile necesare pentru obținerea despăgubirii de la firma de asigurări.